Caz șocant în România. Un bărbat în vârstă de 56 de ani a decedat după ce soția i-ar fi aplicat mai multe lovituri în torac și abdomen. Femeia a fost arestată pentru infracțiunea de violență în familie. Potrivit unei informări de presă dată publicității marți de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, în verificările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat de 56 de ani din comuna Plopiș ar fi decedat la domiciliu în data de 14 iunie, iar în urma examinării cadavrului au fost identificate pe acesta mai multe escoriații și echimoze. Întrucât existau suspiciuni cu privire la cauza și împrejurările în care s-a produs decesul, cadavrul bărbatului a fost transportat la morga Spitalului Județean Zalău în vederea efectuării necropsiei. În urma concluziilor preliminare, s-a stabilit că decesul bărbatului a survenit în urma unor leziuni interne. Cazul a fost preluat de un procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, care în urma probatoriului administrat a stabilit faptul că în data de 14 iunie, pe fondul unor neînțelegeri, o femeie în vârstă de 55 de ani i-ar fi aplicat bărbatului mai multe lovituri cu pumni în zona toracică și abdominală, provocându-i leziuni interne, care au dus la decesul acestuia, se arată în informarea menționată. Procurorul de caz a dispus reținerea femeii pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus în 16 iunie arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie.